Bun găsit, dragi telespectatori, sunt Monica Marin, gazda emisiunii Secretele Succesului. O emisiune în care avem invitați oameni foarte interesanți, oameni convingători, oameni pasionați de tot ceea ce fac, oameni care au găsit drumul spre succes și acum vin să ne împărtășească și nouă din secretele succesului lor. Pentru a avea o viață împlinită, pentru a avea succes, e bine să știm să comunicăm. Să comunicăm cu cei din jur, dar cel mai important să știm să comunicăm cu noi înșine. Pentru a comunica eficient, asertiv și pentru a avea un impact asupra celor cu care interacționăm, e bine ca noi să fim în echilibru. E bine ca noi să știm ceea ce ne dorim să comunicăm, e bine să avem deja structura discursului nostru în minte înainte de a o transmite celorlalți și e bine să ne gândim și la impactul pe care îl avem asupra celorlalți în momentul în care ne hotărâm să comunicăm. Tocmai de aceea am simțit că un subiect interesant în toată această perioadă este acela al comunicării asertive. Nu puteam să invit pe altcineva mai potrivit decât pe Georgiana Crista. Georgiana este specialistul care te ajută să comunici mult mai bine. Georgiana are mai multe roluri în viața sa sau mai multe pălării, așa cum ea le spune, atât în sfera de business cât și în cea personală. Este o persoană dornică să afle lucruri noi și interesante, este pasionată de studiul comunicării și de lucrul cu oamenii. Îi place să fie în mijlocul lor, să le asculte poveștile și să-i acompanieze în călătoria spre cunoaștere, care devine și o călătorie spre autocunoaștere. Georgiana are o experiență de peste 14 ani în domeniul resurselor umane, consultanței, trainingului, al managementului talentului și a început să țină cursuri de formare profesională a adunților din 2007. Și cum altfel să se simtă decât norocoasă, pentru că face ceea ce o împlinește. Are peste 9300 de ore de training pe teme precum customer care sau excelența în relații cu clienții, comunicarea scrisă, comunicarea verbală, comunicarea non-verbală, comunicarea în echipă, tehnici pentru prezentări de impact, formare de formatori, managementul timpului. A început studiul comunicării în urmă cu 19 ani și în prezent este doctorand în științele comunicării și iar teza sa de doctorat se numește Comunicarea managerială cu echipele virtuale în perioada pandemiei de COVID-19. Crezul Georgianei este că în fiecare zi putem pune câte o cărămidă pentru a deveni mai buni, pentru a deveni cea mai bună versiune a noastră și consideră că investiția făcută în oameni este cea mai de durată și cea mai valoroasă. Georgiana, îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația. Monica, este o bucurie și o onoare pentru mine să fiu invitata ta și îți mulțumesc foarte mult pentru deschiderea pe care ai avut-o de a ne întâlni și de a discuta despre un subiect care într-adevăr este de mare interes și care ne poate ajuta pe fiecare dintre noi, acela al comunicării asertive, așa cum ai prezentat-o foarte frumos. Și îți mulțumesc foarte mult pentru toate cuvintele frumoase pe care le-ai spus despre mine. Cu drag, apreciere și recunoștință și abia aștept ca și telespectatorii noștri să afle din secretele comunicării de succes. De ce este importantă, Georgiana, comunicarea în viața noastră? Cu ce ne ajută? Păi, în primul rând, noi cu toții când venim pe lume, venim făcând un act de comunicare. Primul act de comunicare pe care îl facem atunci când ne naștem este plânsul. Act de comunicare pentru care fiecare copil primește și o notă, de regulă o notă maximă și paradoxul este, Monica, că deși ne naștem în o notă maximă pentru comunicare, ajungem cu toții în viața aceasta adultă să ne fie greu să spunem nu atunci când ar trebui să spunem nu, ajungem să ne fie greu să formulăm un refuz și ajungem inclusiv în situații în care ne vine răspunsul acela perfect la o întrebare, exact după ce am închis o ușă sau după ce am închis un telefon și apare regretul ăla, știi, și îți dai cu mâna prietenește pe frunte. Aș fi putut să zic niște lucruri mult mai interesante, aș fi putut să spun ceva care să mă pună într-o lumină mult mai bună. Și atunci, așa cum spuneai tu foarte măestrit la începutul discursului tău, da, comunicarea este un proces care, deși pare atât de ușor și pare că vine natural, trebuie pregătit. Trebuie exersat, trebuie controlat și zi de zi
putem să lucrăm la el. Și deși de 19 ani mă ocup cu studiul comunicării, în continuare găsesc fascinantă lumea aceasta a comunicării și în continuare îmi oferă foarte multe surprize și foarte multe lucruri noi de descoperit. Ceea ce e minunat. Și descoperi pe zi ce trece atât la tine cât și la cei din jur. Exact, exact. Călătoria aceasta și faptul că petrec foarte mult timp în mijlocul oamenilor devine, așa cum spuneai și tu, o călătorie spre autocunoaștere. Adică îmi place să zic că oamenii pe care îi întâlnesc nu îi întâlnesc întâmplător și că ei reprezintă la rândul lor niște lecții pe care și eu le pot învăța pentru mine. Da? Și atunci felul în care comunicăm, am citit un lucru foarte interesant, așa cum mașinile funcționează cu un anumit combustibil, oamenii funcționează pe bază de emoții. Și felul în care comunicăm noi, oamenii, vine de aici. Vine din gândurile noastre, din sentimentele noastre, din experiențele prin care am trăit, pentru că știi cum, noi suntem suma tuturor experiențelor prin care am trăit. Și atunci, felul în care ne exprimăm vine de aici, vine din emoții. Și iată, în fiecare cuvânt avem câte o bucată din sufletul nostru, câte o bucată din emoția pe care o trăim și cât de important este să transmitem autentic și sincer acea emoție fără a pune acele opreliște care tu spuneai mai devreme. Exact, exact. Pentru că dacă este să ne gândim așa la cele patru stiluri ale comunicării, dacă ne referim la atitudinea pe care putem să o avem față de celălalt și implicit și atitudinea pe care el poate să o aibă față de noi, putem avea în anumite situații o comunicare agresivă. Și atunci comunicarea agresivă vine pe fondul acesta al unor emoții care ies la iveală. Da? Și atunci s-ar putea să vorbim foarte tare, s-ar putea să vorbim foarte mult, s-ar putea să stăm un pic mai slab pe partea asta de ascultare activă, pentru că de regulă persoanele care au o inclinație spre agresivitate nu prea sunt niște buni ascultători. Pentru că n-au răbdare până la urmă. Pentru că n-au răbdare. Și mai este un lucru, Monica, în lumea asta a instantaneității în care trăim și în care ne învârtim, în care suntem bombardați cu foarte multe informații, răbdarea aceasta de a-l asculta pe celălalt și capacitatea noastră de a ne face ascultați la rândul nostru, să știi că scade foarte mult. Pentru că lucrurile se întâmplă instant. Instant, instant, instant. Și atunci suntem într-o continuă fugă. Suntem într-o deplasare continuă și nu mai avem răbdare. Și atunci, cu cât și stilul meu de comunicare născut are tendințele astea spre agresivitate, atunci ascultarea mea va fi din ce în ce mai scăzută, din ce în ce mai joasă. Și agresivitatea vine și cu încrederea asta în sine foarte mare. Eu știu că sunt bun, eu știu că am dreptate, eu știu că sunt superior colegului, colegei, soțului, soției, copilului și așa mai departe. Și atunci, tocmai de aceea cei care au tendința asta de agresivitate nu prea ascultă, pentru că li se pare că să asculte pe celălalt le-ar pierde timpul. La polul opus agresivității ar fi partea de pasivitate. Și sunt persoanele care au fost foarte bune la ceea ce eram noi învățați în copilărie, respectiv trebuie să stai în bancă, să stai cu minte în banca ta, că ăsta era sloganul, și să asculți. Nu am fost obișnuiți nici să ne formulăm niște contraargumente, nici să ne susținem puternic niște puncte de vedere. Și atunci, la cei cu stil de comunicare pasiv, acesta a stat cu minte în banca ta, a venit perfect ca o sămânță pe un teren foarte fertil. Și cei cu stilul acesta de comunicare pasiv sunt foarte buni ascultători, adică ei chiar sunt capabili să te asculte câteva ore și atunci când vin cu un sfat sau cu o recomandare către tine, chiar să vină din ceea ce au ascultat și ceva din sufletul lor, doar că vezi tu minusul de a nu verbaliza ceea ce crezi și ceea ce gândești, este că lucrurile astea se acumulează cumva în tine. Și sunt niște emoții, că tot vorbeam de emoție, pe care dacă nu le-am exprimat, s-ar putea, în anumite cazuri, să ne ducă la frustrări. Sau s-ar putea să ne ducă la o anxietate sau chiar la o depresie. Pentru că tot a fost duminică ziua sănătății mentale. Da, lucrurile astea și comunicarea și anumite emoții neexprimate și constant reprimate ne fac să somatizăm niște lucruri și ne fac să nu mai fim foarte ok cu noi.
Deci în vreme ce agresivul exteriorizează și își exprimă superioritatea, pasivul este supus, este docil și abia dacă are curajul să-și exprime un gând, chiar dacă simte să facă acest lucru, exact. Și asta pentru că nu are curajul. Cum exact. S-ar înțelege un agresiv în comunicare și un pasiv între ale comunicării? Păi agresivului este foarte ușor, că pasivul tace și îl ascultă. Și el s-ar simți foarte confortabil. De aia este important ca să găsim cumva echidistanța dintre cele două și să atingem acest stil de comunicare asertiv despre care spuneam noi. Pentru că asertivitatea nu e ceva născut. Asertivitatea este ceva educat. Este stilul de comunicare controlat, pe care fiecare din noi îl utilizăm într-o manieră foarte bine educată și foarte bine controlată, pentru că știm că așa, în primul rând, e vorba de respectul pe care îl arătăm interlocutorului nostru, este vorba de a avea câștig amândoi în comunicarea aceea și, aș zice, în ultimul rând, și de respectul pe care îl acordăm nouă. Pentru... Eu a zice în primul rând de respectul pe care îl acordăm nouă, pentru că în felul acesta ne punem și noi pe primul Corect. Plan și ne și... gândim și la ce ne place nouă, dar ne gândim și la ce exact. Ar vrea celălalt, poate să asculte și la ce ar trebui celuilalt. Exact. Și e un cuvânt cheie pe care tu l-ai spus la început, acela de a avea echilibrul. Echilibrul găsit între nevoile mele, pentru că eu, care sunt un emițător al unui mesaj, am anumite nevoi, că de aceea am deschis gura și am verbalizat acel mesaj, iar tu, care ești receptorul mesajului meu, și tu nevoile tale. Asertivitatea vine cu această balanță care să stea echilibrată între nevoile celuilalt și nevoile mele. Și atunci eu am o comunicare deschisă, o comunicare sinceră, o comunicare onestă și în același timp adecvată. Pentru că dacă mă pun cumva și în papucii celui care mă ascultă, atunci comunicarea mea trebuie să se adapteze lui sau ei. Nu pot să comunic la fel cu toată lumea. Pentru că dacă aș comunica la fel, înseamnă că nu mi-ar păsa deloc de ei. Și n-ar fi comunicarea asertivă până la urmă. Oare e eficient, Georgiana, să ne gândim în acest sens al comunicării asertive? Oare mie mi-ar plăcea să-mi spună cineva asta? Adică să încerc cumva să mă gândesc înainte de a emite un enunț? Să mă gândesc la acest aspect, m-ar ajuta? Absolut, absolut. Doar că noi, cultural vorbind, nu prea am fost obișnuiți cu acest lucru. Și e o chestie că aici aș putea chiar să fac legătura cu un alt concept, cu feedback-ul. Noi, românii, nu prea am fost obișnuiți nici să dăm feedback celuilalt, nici să primim feedback de la ceilalți. Și spun cultural pentru că noi mai degrabă avem apetența asta de a vâna minusurile celuilalt și de a vedea ce nu face bine. Și de ce nu cumva să-i scoatem ochii? Vezi că acolo nu ai greșit, vezi că acolo nu e foarte bine, vezi că. Și atunci asertivitatea vine cu această deschidere. Doar că, știți, deschiderea asta vine și cu oarecare vulnerabilitate. Că nu este ușor să fiu deschis. Adică dacă am platoșa aia de agresiv, multe persoane îmbracă haina asta agresivității ca să ascundă ceea ce este aici, în interior. Și să mențină distanța, poate. Exact, exact. Și să, știi cum, și-au creat o anumită imagine și vor să-și păstreze imaginea respectivă. La ce nu mă ajută să am acea imagine, că e ea de superioritate, că este ea de, nu știu, poate ușor de aroganță, pentru că agresivii de regulă s-ar putea să fie percepuți ca aroganți, nu mă ajută că s-ar putea ușor-ușor oamenii să se îndepărteze și să nu mai comunice onest cu mine, ci să-mi comunice lucruri pe care eu mi-aș dori să le aud ca să păstreze în continuare acea relație cu mine. Și să fie selectivi în ceea ce îmi spun, fără a-mi spune sincer și corect, autentic. Corect. Este într-adevăr o propastie destul de mare aceasta, dacă picăm în ea și dacă nu avem în primul rând noi deschiderea față de, față de ceilalți. Pentru că asta contează foarte mult. Există mai devreme de agresiv, de pasiv, de asertiv. Asertivul este cumva la mijlocul dintre cele două. Dar dacă eu am mai mult tendința de a fi pasiv sau mai mult tendința de a fi agresiv în comunicare, cum găsesc eu resursele interioare să pot să comunic asertiv? Știu avantajele comunicării asertive, dar poate nu s-a ajuns de stăpân pe mine să mă pot controla.
cum mă pot educa în acest sens? Tu ai spus foarte bine aici, cum să mă pot controla. Și aici intervine foarte mult autocontrolul. Iar centrul din creierul nostru care este responsabil pentru autocontrol este aici, în neocortexul prefrontal, și el funcționează asemenea unui filtru, da? Care pe de-o parte nu lasă energia negativă a interlocutorului meu să ajungă la mine, dar pe de altă parte nici nu te lasă pe tine, interlocutorul meu, să vezi ceea ce gândesc în mod real. Da? Și mă ajută pe mine să iau acele câteva secunde de pauză și să fac așa o analiză. Merită să-i răspund cu aceeași monedă interlocutorului meu, merită să, dacă el a fost agresiv cu mine, și eu să fiu agresiv cu el, pentru că la urma urmelor e ideea, la ce îmi servește, da? Și cuvintele sunt unele din lucrurile care nu se mai pot întoarce. Asemenea timpului, dacă am deschis gura și am spus niște cuvinte care au rănit, din păcate ele nu se mai pot întoarce. Și atunci, odată ce m-am înțeles, odată ce am acceptat, pentru că, vedeți, pasul 1 este acesta al conștientizării și este unul foarte important. Am conștientizat că am mai degrabă tendința de a fi agresiv sau am conștientizat că am mai degrabă tendința de a fi pasiv. E perfect să conștientizez lucrul ăsta, nu există bun sau rău, nu există corect sau greșit, dar după ce am conștientizat urmează pasul 2 și aici e partea grea, pentru că este munca cu mine. Este munca cu mine, dacă am tendința de a fi pasiv, să am curajul să deschid gura și să spun ceea ce mă deranjează. Pentru că de multe ori pasivii tac și verbalizează doar acel da, deși în sufletul lor și în adâncul sufletului lor acolo și-ar fi dorit din tot sufletul să zică nu. Și începe munca cu mine să am un pic mai mult încredere, să am un pic mai mult curaj. Pe de altă parte, dacă sunt agresiv și am conștientizat lucrul acesta, la pasul 2 de muncă cu mine este să mai închid un pic gura și când îmi vine, știți că sunt genul ăla de oameni pe care îi mănâncă limba și le vine să întrerupă în mod constant, și să lucrez cu mine și să-mi dau seama cât de multe avantaje am de a avea acest stil de comunicare și de a alege în mod conștient comunicarea asertivă. Pentru că, uite, chiar în weekendul acesta vorbeam cu o grupă de manageri pe care i-am avut în training, care spuneau, dacă unui om din echipă nu-i pot oferi ceea ce, să spunem, îi ofer celuilalt, mă simt vinovat față de cel căruia nu i-am oferit și simt că sunt obligat, exact cu aceste cuvinte, și sunt obligat față de el să fac ceva ca să compensez, să fie ceva în contrapartidă că celuilalt om din echipă i-am dat ceva. Ei, asertivitatea vine cu avantajul acesta. Asertivitatea vine cu ideea că eu spun lucrurile respective respectându-te pe tine într-o manieră clară, concisă, deschisă, astfel încât să nu fie resentiment între noi și să nu fie, pot să te refuz, să-ți dau argumente pentru refuzul meu, respectându-ți statutul și tu respectându-mă pe mine, fără să mă simt după aia obligată. Mamă, dacă am refuzat, acum trebuie să fac ceva în contrapartidă. Acum trebuie să compensez cu ceva. Pentru că, din păcate, asta cu compensatul și cu a spune nu după aia, ce o să mi se întâmple dacă am spus acel nu, e o chestie care încă ne urmărește pe mulți dintre noi. Și cred că o să ne mai urmărească o perioadă. Da, da. Și asta pentru că pornește din copilărie, cred, din felul în care ne-am expus ideile în fața părinților sau din felul în care am fost lăsați să ne expunem sau să nu ne expunem ideile în fața părinților și cum am fost recompensați sau pedepsiți în momentul în care am făcut-o. Dar ce facem în momentul în care vrem să ne spunem un punct de vedere, credem ceva și nu vrem să-i deranjăm pe cei din jur? Iată, te-ai vorbit mai devreme, de exemplu, de faptul că nu vrei să-i lași pe ceilalți, poate să piardă ceva sau să fie inechitate în această pierdere câștig în ceea ce-i privește pe ceilalți. Exact. Dar dacă nu vreau să-i deranjez pe ceilalți, vreau să-mi spun punctul de vedere. Cum fac? Păi asta se leagă foarte mult cu incapacitatea noastră de a spune nu. Și este o carte foarte frumoasă pe care o recomand tuturor, Cum să spui nu, în partea de business, în relațiile personale, în familie. Și autoarea spune foarte frumos acolo că atunci când ne naștem, noi suntem capabili cu toții să spunem nu.
și chiar îl folosim în mod excesiv. Și eu dacă mă uit la copiii mei amândoi și de regulă la copila și mici, îl vedem pe nu foarte prezent. Vrei să mănânci ciorba? Nu. Vrei să-ți faci temele? Nu, 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 nu. Aparent spunem foarte ușor nu când suntem copilași. După care intervin foarte multe blocaje, intervin foarte mulți factori care ne fac să nu-l mai folosim pe acest nu într-o manieră foarte ușoară și deschisă. Și tu ai zis foarte bine că primul factor s-ar putea să fie familia, când ai spus nu, ți se răspunde ba da, sau trebuie să faci, după care factorul al doilea este școala, că dacă spuneai la școală nu sunt de acord, nu prea erai foarte apreciat de profesor. Și al treilea factor este anturajul. Și motivul pentru care noi ca adulți ajungem să nu mai fim atât de deschiși să spunem nu, este că ne este teamă. Ne este teamă de toate repercursiunile care ar putea apărea. Dacă spun nu anturajului, toți o să mă creadă un puncte, puncte, puncte. Dacă nu merg cu ei acolo, o să mă excludă. Și atunci, din teama asta de a nu fi exclus, de a nu fi judecat, de a nu fi considerat un diferit, ajungem cu toții la vârste de 20 și ceva, 30 de ani să nu ne mai fie atât de ușor să spunem nu. Și ajungem să nu ne mai fie atât de ușor să ne exprimăm punctul de vedere. Pentru că aici, în creierașul nostru, intervine acel pitic care spune: ești sigură că vrei să spui asta? Ce o să ți se întâmple după? Și judecătorul ăsta spune: gata, mai bine le spui ce vor ei să audă, ca să fii acceptat, ca să fii plăcut. Și deși pare, repet, pare atât de ușor și pare atât de natural, să comunici clar, e, și aici este comunicarea aceasta clară, are două valențe. Pentru că, să spunem, eu comunic clar. Și Aristide Briand spunea foarte frumos că apa de izvor, care este foarte limpede și foarte clară, poate fi pusă în multe carafe. Și eu poate comunic clar, dar interpretarea pe care o dă mesajului meu o dă fiecare din interlocutorii mei. Și atunci nu mai este atât de limpede apa de izvor și nu mai este atât de clară. Și atunci eu poate am spus ceva cu cele mai bune intenții și am spus-o fără dorința de a supăra pe cineva sau de a deranja pe cineva, dar interpretarea este fix la receptor. Și el atunci poate să spună: mie mi s-a părut că, sau eu am simțit că. Da? Și el are dreptul să spună lucrurile astea, pentru că așa cum comunicăm din emoții, tot la fel primim și informația din exterior și trecem prin filtrele noastre, fiecare prin filtrele sale. Și avem propria percepție asupra aspectelor pe care ceilalți ni le comunică, chiar dacă, așa cum ai zis tu, e foarte clar în mintea noastră ce vrem să comunicăm, s-ar putea să nu ajungă la receptor tocmai ceea ce vrem să comunicăm. Sigur că da. Comunicarea asertivă implică și aprecierea oamenilor, Georgiana? Comunicarea asertivă implică, pe de o parte, valorizare și, așa cum ai să te citesc pe tine, și poate în primul plan, autovalorizare. Pentru că autovalorizare și aprecierea mea înseamnă că eu, cunoscându-mi timpul pe care l-am, resursele pe care le am, nu știu, poate dorința pe care o am, am curajul să spun nu. Pentru că îmi valorizez ceea ce sunt, ceea ce îmi place, ceea ce îmi doresc. Dar valorizez lucrurile astea în momentul în care îi valorizez și pe ceilalți. Pentru că dacă eu aș spune doar nu și atât, nu-l, să știți, este cuvântul care are cele mai mari șanse să fie luat personal în orice stil de comunicare. Dacă pur și simplu îi spui cuiva, mă ajut și pe mine cu ceva și răspunsul este nu, clar îl luăm personal. Nu-l respectiv este luat personal. Și atunci, întotdeauna, în comunicarea asertivă, nu-l trebuie să fie însoțit de argumente. Creierul nostru al adulților funcționează pe baza întrebării de ce. Și în mod constant, noi avem această întrebare în minte. Și dacă cineva mi-a trântit direct un refuz, simplu, așa, gol, fără nimic, eu instant mă întreb de ce a făcut chestia asta, dar de ce nu, dar de ce nu vrea să mă ajute și uite așa în creierașul meu se creează un scenariu de numă. Și ajungem la scenarită și putem să o preîntâmpinăm răspunzând de dinainte acelui nu, pentru că... Sigur că da. Și chiar spunând anumite lucruri și luându-le în partea aceasta personală.
Mie mi se pare în momentul acesta că versus o generalizare, hai că toți gândiți asta. Asta este o generalizare. Eu n-am de unde să știu ce este în mintea tuturor oamenilor care sunt într-o încăpere. De aceea e important să spun ce mi se pare mie, pentru că eu sunt răspunzător doar pentru mine. Nu am de unde să cunosc atât de bine ce este în sufletul și în mintea tuturor celorlalte persoane care sunt în încăpere cu mine. Și da, scenarita este o altă boală de care suferim cu toții și ne este foarte la îndemână, plecând de la niște credințe, valori, plecând de la niște presupuneri pe care le facem, să creăm un întreg scenariu. Mi-a spus nu, pentru că, probabil, și așa mai departe. Și decât să mergem cu o comunicare deschisă către cel care mi-a spus nu și să le întreb, poți spune de ce m-ai refuzat, preferăm să mergem așa pe ocolite, pentru că deja noi avem un scenariu în minte. Și de multe ori se întâmplă ca acest scenariu să nu fie conform cu realitatea și în gândul celui care ne-a transmis ceva să fie cu totul altceva decât ceea ce ne imaginăm noi. 100% de acord. Iată ce ruptură față de realitate și este această deconectare de realitatea obiectivă până la urmă care distorsionează tot acest transfer de informații și de emoții. Așa este. Așa este și vezi că iarăși aici comunicarea asertivă ne ajută, pentru că ea vine ca o unealtă pe care o putem folosi și să transmitem vești proaste, da? Și să transmitem refuzuri și să transmitem niște lucruri mai delicate și mai, pe care știm că o să le accepte un pic mai greu interlocutorul nostru. Pentru că comunicarea asertivă implică să nu mai iasă ego-ul ăsta la suprafață, da? Care ar fi ieșit în mod agresiv. Pentru că noi, nefiind obișnuiți de micuți să ne expunem punctul de vedere și să-l susținem într-o manieră fermă, atunci când răbufnește ceva, s-ar putea să răbufnească în cele două maniere, adică ori agresiv, și atunci s-ar putea fie să ridic tonul la interlocutor, fie chiar să țip, să folosesc violența verbală și așa mai departe, fie să tac. Să aleg să tac și interlocutorul să-și creeze o anumită părere despre mine și știi care e faptul că dacă am tăcut odată, se creează acel precedent. Și omul o să tot apeleze la mine pentru că și-a creat o imagine despre mine care nu este de fapt realitatea a ceea ce simt eu. Și e ca un bulgăre de zăpadă care din mic am tăcut odată, se face dita mai bulgărele mare. Mai bulgărele și uite cât de important este să fim sinceri cu noi și autentici și să ne dăm voie să exprimăm ceea ce simțim cu adevărat, pentru că ce exprimăm cu adevărat va fi perceput într-adevăr și de ceilalți și ne va plasa într-o anumită, nu știu dacă să spun, cutie, într-un anumit rol. Exact. Și se vor raporta ceilalți la noi în funcție de felul în care noi ne-am exprimat aceste gânduri. Într-o situație conflictuală, care poate fi de natură profesională, de natură personală, de natură conjugală, poate, cum să rezolvăm noi acest aspect în maniera asertivă? Comunicarea poate fi sursa multor conflicte. Și îți spun la modul sincer că de cele mai multe ori conflictele izbucnesc fie de la o comunicare incompletă, da? Fie de la o comunicare nefericit descifrată sau nefericit înțeleasă. Și atunci, da, comunicarea chiar stă la baza unor procese reușite, chiar stă la baza unor relații reușite, fie că sunt relații de cuplu, fie că sunt relații profesionale. Și comunicarea nefericit înțeleasă și nefericit abordată poate duce la aceste conflicte. Cu cât intervine mai multă emoție, cu atât este mai important să practic acel autocontrol despre care vorbeam și să nu reacționez la primul impuls și să număr până la 10 în gândul meu și să tac, să pot asculta punctul de vedere al interlocutorului meu. Pentru că eu n-am cum să-i răspund lui până nu aflu ce l-a deranjat, până nu aflu ce a dus la acel conflict. Și ca să pot fi ascultat, pentru că după aceea și eu trebuie să vin cu argumentele mele, pasul numărul unu este să ascult. Și dacă îmi vine, să-i spun atunci, pentru că știu mai bine ceea ce vrea el să spună. Eu știu mai bine că am simțit, eu și știu mai bine. Exact. Cum? Asta e tendința. Când partea asta de comunicare se duce spre agresivitate, tendința asta este. Știu eu mai bine.
și decât să stau să te ascult pe tine, mai bine spun eu ce știu pentru că știu. Da? Și de asta zic, autocontrolul sau asertivitatea nu e ceva ce se dobândește din seara asta până mâine dimineață. Nu. Cum nici încrederea în sine, că ziceam de pasivitate, că pasivitatea se poate cumva depăși ușor, ușor, cu mai multă încredere în sine. Nici încrederea în sine nu se poate cumpăra, o turnăm pe noi și a doua zi suntem supereroi sau supereroine. Lucrurile astea se câștigă bucățică cu bucățică, pas cu pas. Da? Și dacă eu, să zicem, cu tendințe de agresivitate, astăzi am fost prins într-un conflict, astăzi reușesc să tac 10 secunde și l-ascult pe interlocutorul meu doar 10 secunde. Apoi am conștientizat lucrul acesta, că am tăcut doar 10 secunde, mâine reușesc să tac 20, poi bine 50 și uite așa reușesc să-l ascult până la capăt pe celălalt și conflictul se va diminua. Conflictul se va stinge ușor, ușor. Pentru că într-un conflict, dacă nici nu-l ascult pe interlocutorul meu și din prima mă duc agresiv spre el, știi cum e? Conflictul nu face decât să fie din ce în ce mai mare și ajungem, cum se întâmplă în companiile cu care am lucrat, de la un conflict între doi angajați, se ajunge la conflictul între team leaderilor, conflictul între managerilor și uite așa între doi directori de divizie, de la un conflict mic care putea fi rezolvat între cei doi dacă ar fi avut o comunicare sinceră și deschisă. Atât de simplu, să zic, eu am făcut asta pentru că mi s-a părut că așa era varianta bună. Deci să-ți asumi cumva percepția asupra lucrurilor, nu că tu ai ști că așa s-a întâmplat sau că așa a fost aspectul cum l-a gândit celălalt, ci să-ți asumi că aceasta este propria ta percepție pe baza experiențelor tale, pe baza personalității tale, nu că ai ști generalmente ce s-a întâmplat cu adevărat. Așa este. Ai vorbit mai devreme de a avea un ton ridicat, de a folosi acest ton agresiv. Este importantă tonalitatea în momentul în care comunicăm și mai ales asertiv? Cu siguranță. Tonalitatea este importantă în comunicare, punct. În comunicarea asertivă, spuneam, comunicarea asertivă trebuie să fie deschisă, sinceră și adecvată. Și atunci, dacă am lângă mine o persoană care îmi vorbește pe un ton calm, un ton așezat, atunci eu trebuie să mă adaptez persoanei respective. Pentru că, vezi tu, respectul acordat celuilalt înseamnă să reușesc să și oglindesc stilul lui și să-i creez acea zonă de confort în care el se simte confortabil să comunice cu mine, în care avem un climat safe, un climat sigur pentru ambii vorbitori. Da? Pentru că dacă el vine și are o tonalitate calmă și așezată și eu vin foarte repezită, foarte pripită, nu fac decât să-l agit pe omul respectiv, omul care atunci când o să vadă cât de agitată și de, să zicem, eu zic că sunt energică, da? Dar pentru el s-ar putea să fie mult prea mult și să-l obosească și omul să se închidă în el, să se retragă și să spună, nu, de fapt e ok, nu mai aveam să transmit nimic. Deci da, tonalitatea pe de o parte trebuie controlată și pe de altă parte aș zice trebuie adaptată interlocutorului pe care l-am, astfel încât să creăm acel mediu sigur și mediu confortabil pentru fiecare dintre noi, tocmai ca să putem să comunicăm deschis, tocmai ca să putem să comunicăm sincer. Să fie cumva această oglindire, pentru că dacă cineva îți vorbește calm, este imposibil tu, dacă asculți activ, să ai aceeași tonalitate agresivă și să fii în același fel agresiv. Deci, cumva, dacă ești atent la semnalele celuilalt, reușești să temperezi și în tine acest instinct agresiv. Absolut. Absolut. Doar că, vezi tu, în unele lucruri, fiind implicare emoțională foarte mare, oamenii nu mai pot să tempereze și simt nevoia aia acum să spun. Și asta nu e chiar cel mai potrivit lucru. Dar, repet, autocontrolul se câștigă zi după zi, câte un pic, câte o bucățică cu bucățică și trebuie să lucrăm cu noi dacă ne dorim și să fim noi cu noi mai împăcați. Pentru că, vezi tu, vorbeam de sănătatea mentală, ne ajută foarte mult să nu mai avem acele frustrări, ne ajută să nu mai avem acea supărare pe noi. De ce X a reușit să comunice și a putut să-și spună punctul de vedere? Pentru că se întâmplă asta cu cei care sunt pasivi. Adică ei în interiorul lor
sunt nemulțumiți de faptul că n-au avut curajul să verbalizeze niște lucruri, că poate aveau niște idei mult mai bune decât cei agresivi, doar că vezi tu, ei n-au avut curajul să deschidă gura. Și atunci, da, e foarte important să mă înțeleg și scoțând la iveală lucrurile pe care eu le gândesc sau pe care eu le simt, să eliberez presiunea asta pe care o pun eu pe mine. Pe care o pun eu pe mine, foarte frumos. Ai spus că ceilalți n-au de unde să știe ceea ce eu gândesc. Absolut. Sau ceea ce cred, dacă nu le dau semnale despre Absolut. Asta. Dacă simt că nu mă descurc eu, pasiv fiind, uh-huh. să transmit ceea ce gândesc. În continuare, îmi doresc să spun lucruri, dar nu pot să fac asta de teama unui refuz, de teama de a nu fi exclus, cum ai spus uh-huh. tu. Ce pot face? Simt că e nevoie, dar simt că nu mă pot descurca singur. Dacă am conștientizat, deja este un mare plus. Că am trecut de la pasul 1 de conștientizare la pasul 2 în care este munca. Și munca ar trebui sau ar fi bine să vină într-adevăr de la mine cu mine. Dar dacă nu mi este ușor să lucrez cu mine, atunci îmi iau o persoană care e o persoană de încredere. Repet, o persoană de încredere, nu neapărat un prieten foarte apropiat. Și de ce zic nu un prieten foarte apropiat? Pentru că s-ar putea prietenul meu, care mă știe de viață, să-mi spună tu așa ai fost toată viața ta. E ok să rămâi așa. Și nu este ok să rămân așa. Pentru că, statistic vorbind, persoanele care au înclinația aceasta spre pasivitate sunt persoanele cu cele mai mari tendințe de a avea boli de stomac. Pentru că ei somatizează emoțiile, frustrările, toate lucrurile astea care n-au ieșit. Și atunci, mi-aș lua lângă mine un coach, dacă vrei să-l numim coach, sau, nu știu, un mentor, o persoană în care să am încredere și o persoană care să vrea mai mult pentru mine. De asta n-aș merge neapărat pe zona asta personală și să-mi iau cel mai bun prieten, că poate cel mai bun prieten când vede că mi-e greu. Pentru că munca cu tine însuți nu este o muncă ușoară. E o muncă care presupune niște cicatrici și presupune să treci peste niște experiențe nu foarte ușoare. Și mai ales dacă ești pasiv, s-ar putea să nu-ți iasă din prima. Și eșecul s-ar putea să te facă foarte, foarte mult să nu mai dorești să mai încerci odată. Că spui, nu, a fost de ajuns, am deschis gura odată, au râs toți de mine, m-au judecat, pentru că este și teama asta, teama de a fi judecat, teama de a părea penibil în fața celorlalți. Și cum am avut un eșec, eu ca pasiv s-ar putea să am tendința foarte mare de a mă retrage și de a spune, dar nu era mai bine. În filozofia noastră, știa aia veche a poporului însu, dacă tăceai, filozof rămâneai. Ceea ce, din punctul meu de vedere, e ceva ce n-ar trebui să spunem niciodată copiilor noștri, ci mai degrabă să-i încurajăm să vorbească, să-i încurajăm să ne spună deschis, pentru că nu vor fi repercursiuni. Pentru că noi sau mulți dintre noi au dezvoltat acest stil pasiv pe baza faptului că li s-a spus să tacă. Și atunci ai tăcut la 2 ani, ai tăcut la 3 ani, ai tăcut la 7 ani și ai ajuns să te obișnuiești cu a tace din gură atunci, chiar dacă ești nemulțumit de ceva. Și da, nu e ceva ce aș recomanda să spunem copiilor, taci, taci, taci. Și atunci e bine să-i încurajăm să-și expună punctul de vedere pentru a nu fi într-una din cele două extreme. Sigur că da. Fie pasiv, fie agresiv și cumva să-i ghidăm spre a ajunge să comunice mm-hmm. autentic și gândindu-se și la celălalt ceea exact. ce vrea să spună, dar mm-hmm. în primul rând asta înseamnă lucru cu părintele și mm-hmm. mai apoi lucru cu copilul, pentru că întâi părintele trebuie să conștientizeze acest Așa aspect. Așa este și ai zis foarte bine că e important ca de mic chiar să înțeleagă cum să comunice fără să-l lezeze pe celălalt. Adică faptul că eu mă respect pe mine nu înseamnă că nu-l respect pe celălalt. Da? Asta e echilibrul ăsta între nevoile lui și nevoile mele. Expresiile verbale ale limbajului asertiv. Mm-hmm. E bine sau nu e bine să fie însățite de expresii non-verbale? Și care ar fi acestea? Eu sunt un mare fan al non-verbalului și al comunicării non-verbale și atunci, da, non-verbalul este cel care întărește ceea ce eu transmit verbal și atunci dacă, uite cum suntem noi acum, gestica ta e bine să fie deschisă ca să întăresc și mai mult partea de deschidere în comunicare și să arăt faptul că n-am nimic de ascuns și că sunt aici să te ascult pe tine așa cum mi-aș dori ca și tu să mă asculți pe mine. De exemplu, la stilul pasiv,
sau pasivilor, persoanelor care au stilul ăsta de comunicare, le este mai degrabă în obișnuință să nu facă contact vizual. Da? Și atunci ei vorbesc și vorbesc mai degrabă așa. Da? Pentru că se simt mai confortabil să nu aibă contact vizual cu interlocutorul. Agresivii au contactul ăla vizual puternic și prelungit. Hipnotizant aproape. Hipnotizant, da, și e senzația aia că parcă se uită deja, de simți că îți frădelește ochii. Nici asta nu este recomandabil, dar la agresivi asta vine pe ideea că dacă vorbesc mai tare și dacă mă uit mai puternic, o să reușesc să te conving mai repede. Ceea ce nu este adevărat. Pentru că eu nu conving prin forță, da? Conving mai degrabă prin ton, prin paraverbal, decât prin forță, că ridic tonul și volumul meu este foarte ridicat. Și atunci, da, non-verbalul meu ar trebui să fie aliniat cu verbalul. Și dacă îmi doresc să am o comunicare deschisă, să se vadă asta și corpul meu să transmită lucrul acesta. Să fie o voce caldă, mm-hmm. Să fie o tonalitate caldă, să fie contact vizual. Zâmbetul are un sens în acest Absolut. Da. Și dacă e să regret ceva în perioada asta, îți spun sincer că regret faptul că în sălile de curs, când mă întâlnesc cu oamenii, nu mai reușesc să avem această parte din non-verbal, din mimică, care este, din punctul meu de vedere, esențială, și anume zâmbetul. Și e foarte greu să nu mai vezi zâmbetele oamenilor, deși zâmbetul autentic se poate vedea și la ochi, că dacă este zâmbetul acela social care este doar din gură, la ochi nu se vede nimic și e clar că omul nu zâmbește natural și nu zâmbește adevărat. Dar, da, zâmbetul se poate vedea și în zona aceasta a ochilor și zâmbetul poate contribui și el să creeze acel cadru și acel climat sigur și în care omul să se deschidă și să comunice 100% autentic. Poate deschide, te poate deschide și pe tine, pentru că îți deschide toate căile spre energia ta pozitivă. Corect. Și deschide într-adevăr și căile spre energia celorlalți. Corect. Și este foarte important să te raportezi și la, așa cum am zis noi, pe tot parcursul emisiunii și la celălalt. Pot găsi resurse, cărți, videouri, cursuri care să mă ajute să învăț. Sigur mai că multe da. Despre comunicarea asertivă? Da, sigur că da. Chiar sunt... Charles Bloom spune ceva foarte frumos și cu care eu sunt 100% aliniată. Informația este acum disponibilă pretutinde. Înțelepciunea însă o vom găsi-o? Și mi se pare foarte interesant că informația chiar este acum și trăim într-o eră în care suntem super norocoși din punctul acesta de vedere, că dacă ne gândim în istorie, informația era apanajul oamenilor bogați. Își permiteau să aibă cărți doar, nu știu, familiile nobile, regii, pentru că cărțile erau foarte, foarte scumpe. Noi acum avem informația la un click de mouse. Deci chiar avem norocul de a ne putea informa și din cărți. Eu prefer, așa cum ai văzut, varianta tipărită. Mie îmi place în continuare să citesc pe hârtie, dar există și resurse web, foarte multe pe zona aceasta de comunicare asertivă. Există cărți în care suntem învățați cum să spunem nu și mai este și o lucrare care mie una mi se pare foarte interesantă. Când spun nu, mă simt vinovat. Da? Și chiar e o lectură care intră mult mai mult pe zona asta de psihanaliză și intră pe ce este în spatele nu-ului și de ce mi este atât de greu să spun nu-ul. Mai sunt lucrări fix pe zona asta de comunicare directă și cum să comunic direct și sincer și deschis cu oamenii și da, sunt și cursuri. Pandemia a venit și cu partea aceasta bună pentru că sunt multe cursuri online gratuite și care sunt accesibile, aș spune, aproape tuturor. E doar să avem noi înțelepciunea, ca făcând pasul acela de conștientizare, să avem înțelepciunea de a folosi toate resursele acestea pe care le avem la dispoziție. Și o să zic ceva care poate să sune așa mai amuzant, și de a lăsa un serial pe care îl vedem și mai degrabă să ne uităm la 30 de minute dintr-un curs. Chiar nu spun să petrecem 3-4 ore pe zi, pentru că sunt zile în care cu siguranță nu ne iese timpul. Dar 30 de minute cât am alocat unui episod dintr-un serial pe care îl urmărim,
am putea poate să ne-l alocăm nouă. Și să facem din acel episod o contribuție la serialul vieții noastre frumoase și autentice. Da, și asumate, aș spune. Pentru că partea asta de asumare este cea care ne ajută și atunci când o să avem de spus nu, și atunci când o să avem de dat o veste proastă, și atunci când practic o să ne ajute la zona asta de integritate. Că la finalul zilei despre asta este vorba. Să-mi placă mie de mine și să fiu aliniat eu cu mine și așa cum spuneam de la început, eu să știu că am contribuit, cât de mult am putut să ajung la cea mai bună versiunea mea. Pentru că altfel, dacă doar mă complac și doar spun aș fi putut și eu, dar, și încep cu scuzele, pentru că și asta ne este nouă specific, să ne găsim scuze atunci când nu facem ce ar trebui să facem, nu ne ajută la nimic. E vine cu asumare. Vine cu asumare? Tu ți-ai asumat acest aspect? Cum ai ajuns în acest domeniu al comunicării? Este un domeniu foarte frumos, dar este și un domeniu greu, așa cum ai spus tu mai devreme, și înseamnă în primul rând lucru cu tine și nu neapărat raportare la celălalt, ci mai degrabă a te uita la tine înainte și apoi la celălalt. Cum ai ajuns tu pe acest drum? Am ajuns acum multă vreme, am ajuns încă din facultatea de comunicare, pentru că de mică mie mi-a plăcut partea asta de lucru cu oamenii și dacă la început mi-am dorit să fiu învățătoare, după care am trecut un pic mai sus, am zis că ok, și să fiu trainer înseamnă tot a transmite oamenilor din ceea ce sunt și din ceea ce știu și din ceea ce simt, doar că nu copilașilor, ci adulților în cele mai multe dintre cazuri. Și din dragul ăsta de a lucra cu oamenii am ajuns, cred că, în domeniul acesta al comunicării și am plecat de la a înțelege comunicarea ca proces, de la procesele alea de bază ale comunicării, de la emițător, de la receptor și până la a merge la partea aia un pic mai profundă a comunicării, până la a merge de ce comunicăm în felul în care comunicăm? Pentru că nu este totul atât de simplu, adică nu e doar că am un emițător, un receptor și un mesaj. Care mesaj este transmis printr-un canal și atât. Nu. Lucrurile sunt mult mai profunde pe cât par în primul an de facultate de comunicare, când o schema comunicării pare cam tot. Și atunci, de asta zic că e minunat domeniul ăsta, că în fiecare zi afli lucruri noi. Și afli niște lucruri la care nu te-ai fi gândit. Și așa cum ai spus, mie îmi place după ce am citit ceva sau după ce am înțeles ceva să le descoper la mine și să le văd, deci ăsta era motivul pentru care eu am avut reacția X sau am avut reacția Y sau am spus lucrul respectiv în momentul respectiv. Sau, îți dau un exemplu și mai profund și mai personal, ăsta este motivul pentru care pe mine mă deranjează când cineva, da? Și deja începem să ne înțelegem și începem să înțelegem anumite reacții pe care le avem, care, știi cum e, nu e despre celălalt, este despre mine, pentru că felul în care eu reacționez la ceva vine de la mine și de la niște lucruri pe care celălalt le-a stârnit aici, în interiorul meu. Și poate sunt nerezolvate și un semnal. Exact. Ar fi bine să-mi întorc privirea și să-mi rezolv acele aspecte. Exact. Și să mai sondez un pic. Și uite, așa mai găsești o nouă latură pe care să o explorezi. Și este o poveste care nu se termină. Sau, mă rog, la mine de 19 ani nu s-a terminat și pare că mai am multe de descoperit. Deci, clar. Reușești să influențezi pe cei din jurul tău în modul în care tu ești mai atent la comunicarea ta? Mi-ar plăcea să cred că da. Dar repet un cuvânt cheie, e de asumare. Eu transmit către ceilalți niște lucruri, ei sau în ei se poate trezi conștientizarea sau nu. Pentru că fiecare din noi suntem diferiți și unii dintre ei s-ar putea să zică pare interesant, e un aha pe care l-am avut aici, poate ar fi bine să sondez, alții s-ar putea să zică astea sunt niște chestii din cărți, le-a citit ea, la mine nu se aplică. Sau am mai auzit și persoane care mi-au spus foarte vehement, mie îmi place de mine exact așa cum sunt. Și din păcate, și o expresie pe care eu nu prea o folosesc asta cu din păcate, momentul în care suntem autosuficienți este momentul în care noi nu mai învățăm.
Este momentul în care creierul nostru spune gata, gata. Dacă eu mă declar că îmi place de mine și ok și am învățat și am terminat să mă descoper, din păcate nu e un moment foarte bun pentru noi. Și mie îmi place să zic că avem de învățat toată viața noastră, de la copilărie și până ajungem chiar spre bătrânețe, avem o mulțime de lucruri de învățat. Deci învățarea nu se rezumă doar la mediul școlar și învățarea în viață este continuă, cum foarte frumos ai spus tu mai devreme și e important să fim deschiși. Georgiana, din păcate, timpul nostru se apropie de final și sunt convinsă că telespectatorii noștri și-au luat idei importante și valoroase din aspectele pe care le-am expus mai devreme. Te-aș ruga tare mult acum un gând final pentru cei care ne privesc, un gând care să-i ajute să se gândească mai bine la ei, mai bine la ceilalți înainte să comunice și să stea un pic, să se așeze, să-și așeze gândurile înainte de a comunica. Este un gând, e un alt crez de-al meu. Never stop working on yourself. Niciodată să nu ne oprim din a lucra cu noi înșine. Avem foarte multe de învățat. Putem învăța de la un copil, putem învăța de la adultul de lângă noi, putem învăța de la natură foarte multe lucruri. Și atunci întotdeauna este un moment bun pentru învățare și întotdeauna este un moment bun pentru creștere. Și chiar am citit ceva ce îmi plăcea foarte tare, respectiv cel mai bun moment să te dezvolți și să lucrezi cu tine este acum. Deci niciodată să nu ne oprim din a lucra cu noi și din a ne cunoaște mai bine, din a ne înțelege mai bine, pentru că asta, lucrul cu mine va ajuta și în lucrul meu ulterior cu ceilalți. Îți mulțumesc tare, tare mult pentru tot ceea ce ne-ai transmis. Cu cel mai mare drag. Vă mulțumim și vouă tare mult pentru atenție, dragi telespectatori, și cum vocea blândă a Georgianei ne-a transmis faptul că este atât de important să fim conectați cu noi înainte de a fi conectați cu ceilalți, că este important să fim blânzi cu noi pentru a putea fi blânzi cu cei din jur. Este important să ne spunem nouă cuvinte frumoase și să avem încredere în noi pentru a le putea transmite și celorlalți acest aspect. Este foarte important să spunem ceea ce gândim, să spunem într-o manieră elegantă, frumoasă, gândită și nu lăsată la voia întâmplării. Poate acele 10 secunde pe care le avem înainte de a spune ceva în momentul în care suntem furioși, fac diferența în viața noastră. Ne pot duce către un conflict mai mare sau ne pot duce către o pace interioară și către o înțelegere a noastră. Fiți atenți așadar la cuvintele pe care le folosiți, la tonul pe care îl aveți și întotdeauna fiți în contact cu ceilalți, în contact emoțional și în contact vizual. Vă mulțumim foarte mult pentru atenție și nu uitați să zâmbiți vieții!